Dacă deschidem Scriptura în Psalmul 95, citim următoarele. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui! Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele, de aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Citim aici în Psalmul 95 că muzica este o parte importantă a închinării. Mai mult decât atât, muzica este modalitatea prin care omul vine înaintea lui Dumnezeu și spune Te laud, Doamne, pentru că ești un Dumnezeu mare, pentru că nu este nimeni ca Tine. Mai mult decât atât, muzica este momentul prin care Dumnezeu ne vorbește. O, de a-ți asculta astăzi glasul. Dumnezeu îți vorbește prin cuvinte, Dumnezeu îți vorbește prin experiențe, Dumnezeu îți vorbește prin oameni, dar de multe ori Dumnezeu îți vorbește prin muzică. Pentru că muzica este acel limbaj universal. Indiferent de limba pe care o vorbești, înțelegi muzica. Muzica produce același efect în viața noastră, fie ca astăzi Dumnezeu să ne vorbească prin muzică. Atunci când poporul Israel a trecut Marea Roșie, Moise, în Exod, capitolul 15, citim. Versetul 1 și 2. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului că și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. Trecând Marea Roșie, după această experiență grea, teribilă, poporul s-a strâns și a cântat. Mai mult decât atât, se vorbește în Apocalips despre cei 144.000 care vor cânta un imn pe care nu-l poate învăța nimeni pentru că experiența lor este o experiență deosebită. Experiență acumulată aici pe pământ. Și este acea experiență a deschiderii inimii înaintea lui Dumnezeu. O, de a-ți asculta azi glasul Lui. Da? Astăzi nu va fi o predică. Astăzi vor fi foarte mulți copii care vor veni în fața noastră, dar ei vor fi predica. Mai mult decât atât. V-aș încuraja să avem o atitudine de încurajare, nu prin aplauze, dar după fiecare să spunem un amin din tot sufletul. Mi-aduc aminte de fostul director de tineret de la conferința generală, care fiind în vizită în România ne-a povestit o întâmplare din pastorația lui. Spune, m-am dus în într-o biserică, cum vizitez sute de biserici, am vizitat o biserică mare, cu siguranță aveau pianiști și observ cum la serviciul divin, de la 11 la 12, la pian se așează un băiețel și începe să cânte. Dânsul spune, de cum a dat primele acorduri, mi-am dat seama că nu le are prea bine cu pianul. Eram oarecum jenat, dar în dreapta mea era un prezbiter care dădea din cap și era foarte mulțumit. M-am uitat la prezbiter, m-am uitat la băiat, n-am zis nimic și am plecat.
Am vizitat acea biserică după 10 ani. Înainte să înceapă biserica, se așează un tânăr la pian și cântă și spune: de cum a pus mâna pe pian, mi-am dat seama că rar mi-a fost dat să ascult un astfel de pianist. Și stând de vorbă cu prezbiterul bisericii, am întrebat: cum ați reușit să aveți, pentru că spunea dânsul, erau foarte mulți muzicieni în biserica aceea. Și spune: i-am folosit de când abia știau să cânte o singură piesă. Zice: mi-am adus aminte că tânărul care acum cânta atât de virtuos era acel tânăr care cu 10 ani în urmă abia știa să cânte o melodie. Eram la Constanța, aveam 2 ani de pian, dar abia știam să cânt la pian. Când dirijoarea corului la o repetiție spune: Manu, haide să ne ajuți, să dai tonul la pian. Știți, de multe ori pianiștii vor să cânte la concert mai puțin la repetiție. Și dirijoarea corului spune: avem nevoie de un pianist la repetiție, Manu, vino și dă tonul. Și am stat să dau tonul, cântam și cu altul și cu sopranul, cu ambele mâini. Și nu după 2-3 săptămâni, dirijoarea corului îmi spune: Manu, tu vei cânta cu noi la pian. Cum să cânt eu la pian? Nu există. Da, tu vei cânta cu noi la pian. Mi-aduc aminte emoțiile, inima, prima cântare cred că a fost jalnică. Dar acela a fost momentul în care am început să exersez și să laud pe Dumnezeu prin muzică. Și acela a fost momentul care a ajutat la dezvoltarea mea ca pianist. N-am investit în această lucrare, dar pentru că a fost un om care a spus: e momentul ca tu să cânți. Am reușit să laud pe Dumnezeu prin muzică. Astăzi este un astfel de moment. Și vreau să vă spun tuturor copiilor și tuturor participanților: fie ca acest moment să fie începutul implicării voastre în biserică, fie ca acest moment să vă conducă pe voi să lăudați mai mult pe Dumnezeu, să vă motiveze să învățați mult mai multe piese care să le cântați spre slava lui Dumnezeu. Și abia aștept în 5 ani de zile, când în biserica noastră vor fi 26 de muzicieni, când în biserica de la Vincennes vor fi 15 muzicieni, când în biserica de la Pantan vor fi 10 muzicieni. Sunt oamenii care astăzi vor veni înaintea dumneavoastră și vor interpreta, vor lăuda pe Dumnezeu prin muzica lor.